doar câteva zile până la marele derby. Într-adevăr, este un derby local pe care noi îl așteptăm cu mare nerăbdare, fiindcă suntem într-o perioadă grea, avem nevoie de puncte și trebuie să ne revenim. Cum crezi că va fi Politehnica Iași în play-out? Va fi suficient timp pentru omogenizare? Au venit foarte, foarte mulți jucători. Într-adevăr, suntem într-o reconstrucție. Jucătorii care au venit deja cred eu că s-au acomodat la ce înseamnă Iași, campionatul românesc. Și îmi doresc foarte mult ca într-un timp cât mai scurt să și acumulăm puncte, să fim echipa care am fost la începutul acestui sezon și cam toată lumea să aibă frică de noi. Cum mai vedea un play-out în care să jucați cu Dinamo, cu Viitorul Constanța, echipe destul de importante? Sunt echipe importante, dar trebuie să fim atenți la Clinceni, la Voluntari, la Târgoviște, fiindcă în momentul de față suntem o echipă care se bate pentru menținerea în prima divizie. Nu va fi un lucru simplu, situația este un pic cam complicată în momentul ăsta, dar vă repet, eu am încredere în jucătorii care sunt la această echipă și sunt convins că tot noi o vom scoate la capăt. Faptul că a fost un sezon dificil, un sezon destul de slab, e o provocare în plus pentru tine? Cu siguranță este o provocare, nimeni nu-și dorește ca echipa să fie atât de jos. Suntem motivați cu toții să revenim. Este o perioadă grea și îmi doresc ca toată lumea să fie alături de echipă, fiindcă doar împreună putem învinge. Aveți un nou coleg începând de astăzi, care a trecut la fel ca și tine prin Curtea Stelei. Cum a fost primit în vestie? Da, este un jucător nou. Noi ne dorim foarte mult ca el să se integreze la stilul nostru de joc, să ne ajute, fiindcă orice ajutor din partea unui nou venit sau unui coleg de-a nostru contează foarte mult.